Bine ați revenit la un nou episod din Dosarele SCP, serie unde vă prezint dosarul unei creaturi din lumea Secure Contain Protect. Înainte să încep clipul, trebuie să fac un anunț. Nimic din ceea ce vedeți și auziți în această serie nu este adevărat, totul este ficțiune. În ultimul timp văd multe comentarii care întreabă dacă aceste dosare sunt reale și alți oameni care răspund fiind convinși că această societate există. Serios, trăiți în lumea reală? Chiar credeți că există monștri ciumați și creaturi de 5 metri? Îmi pare rău să vă spun, dar totul este ficțiune și nu există nici SCP-173. Cu astea fiind spuse, revenim la dosarul programat pentru astăzi. Acum câteva săptămâni v-am prezentat o zonă infectată din Rusia. Astăzi vă prezint dosarul lui SCP-354, Balta Cea Roșie, care literalmente este un lac fără fund. Societatea l-a pus sub categoria Keter, pentru că după cum o să vedeți, acest caz nu reprezintă un pericol iminent pentru umanitate. Datorită faptului că în esență SCP este o baltă mai mare, s-a procedat ca în multe cazuri asemănătoare. Anume, au fost puse cap la cap proceduri speciale de izolare. Zona 354 a fost construită în jurul său. Zona 354 găzduiește atât forțele cât și personalul de clasă D, pregătiți pentru a se înfrunta cu pericolele ce izvorăsc din SCP-354, cât și pe cercetătorii care studiază SCP-354 pentru proprietățile sale. Pentru siguranța lor nu este permis niciunui personal de la locația lui SCP-354 să se apropie de acesta, în orice moment dat. Interacțiunile directe cu SCP-354 sunt permise doar pentru scopul cercetării și găsirii unei modalități de a se elimina SCP-354. Iar toate acestea sunt numai cu acordul personalului O5, personal care în esență sunt comandanții operațiunii. Zona 354 a fost construită pentru a izola și neutraliza orice fel de pericol care are ca sursă SCP-354. În centrul zonei 354, un zid de beton înalt de 7 metri și ramforsat cu material confidențial a fost realizat în jurul lui SCP-354 pentru a se împiedica evadarea entităților ce ies din SCP-354. Sunt amplasate pe zid, cu vedere în jos, spre baltă, camere de supraveghere cu detecția mișcărilor extrem de rapide, iar gărzile înarmate pot trage cu ușurință în zona îngrădită, folosindu-se de pasarelele de deasupra bălții. Să vi-l descriu pe SCP-354. Acesta este o baltă cu un lichid roșu descoperită în zona nordică a Canadei. Lichidul este de o consistență asemănătoare ca a sângelui uman, de unde și ia și denumirea cotidiană de balta cu sânge. Dar nu este de o natură biologică. Balta nu are bancuri definite. Solul se amestecă cu lichidul până când într-un anumit punct există mai mult sol decât lichid, iar pământul este aproape solid. Lichidul devine mai dens cu cât se coboară mai mult în el. Dacă balta are un punct minim, acesta încă nu a fost descoperit. Periodic, din baltă ies entități și încearcă să scape din zona îngrădită. Până acum, aproape toate creaturile care au ieșit din SCP-354 au fost extrem de ostile și extrem de periculoase. Se crede că SCP-354 a fost descoperit pentru prima oară de către supraviețuitorii unui accident aeronautic care au dat de SCP-354 din întâmplare. SCP-354 a devenit o legendă urbană locală cu mult înainte ca personalul fundației să vină să rezolve pericolul. După ce a localizat sursa legendei, personalul SCP a construit stația de pază Epsilon-38 pentru a monitoriza balta și pentru a împiedica potențialii călători din a o găsi. SCP-354 a fost clasificată drept Euclid până la descoperirea mai în amănunt a proprietăților sale. La ora de 14:03 într-o zi confidențială, o entitate necunoscută a ieșit din SCP-354. Contactul cu stația de pază Epsilon-38 a fost pierdut. Forța armată urgentă NEGRU a fost trimisă pentru a rezolva situația și în cele din urmă au reușit. Tot personalul de la stația de pază Epsilon-38 au fost găsiți decedați. Zona 354 a fost realizată drept consecință pentru a conține pe SCP-354. Peste 18 creaturi au ieșit din această baltă și uitați câteva dintre ele. SCP-354-1.
o entitate care a distrus stația de pază Epsilon-38. Semăna cu un Iliac uriaș. A fost neutralizată de forțele armate. SCP-3542, o creatură cât un urs de mare acoperită cu spini ascuțiți, semăna cu o echidnă. Gloanțele nu o puteau răni, dar nu a putut trece de zidul din beton. A fost neutralizată folosind napalm. SCP-3543, o sferă uriașă care levita. Emita unde concentrate de radiații în locații precise, care erau suficiente pentru a răni și eventual a omorâ. Șeful zonei a reușit să lovească creatura cu un baros, incapacitând-o. SCP-3543 s-a detonat, provocând daune minime structurii și rănindu-l pe doctor. Acesta și-a revenit și a fost recompensat pentru curajul său. SCP-3544, o creatură umanoidă reptiliană înaltă de aproape 4,6 metri, a escaladat zidul interior din beton a zonei 354, focul de armă nu l-afecta, ba chiar era ineficient. Forțele speciale Omega-7, cutia Pandorei, au fost trimise și au reușit să neutralizeze creatura. SCP-3546 părea să fie un om de origine indiană. Pentru că reparațiile nu erau terminate, SCP-3546 a fost împușcat pe loc înainte să evadeze. Autopsia a arătat că avea aceeași fizionomie ca un om normal. SCP-354-14. Majoritatea creaturii se află în baltă, dar 5 tentacule asemănătoare cu cele ale unei caracatițe au ieșit și au început să tragă personalul de pe zid și să-i arunce înăuntru bălții. După multe gloanțe trase, SCP-354-14 s-a retras înăuntru bălții și a dispărut. Personalul nu a mai fost salvat. SCP-354-18, o creatură umanoidă care a fost descrisă de către personalul din clasa D ca fiind un Terminator. Subiectul era invizibil pentru ochiul liber, iar datorită abilității sale de luptă extraordinare, a fost în stare să omoare 90% din gărzile zonei 354. La 60 de minute de când a ieșit din baltă, creatura nu a mai funcționat. Cadavrul a fost dezasamblat și celula de putere distrusă. Rămășițele subiectului sunt încă studiate. Acesta a fost dosarul lui SCP-354 și a creaturilor care ies din el. Îmi place să cred că acest SCP este de fapt un portal către alte dimensiuni și câteodată, doar câteodată, acele lumi se intersectează cu a noastră. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, pentru că în ziua de astăzi orice fel de interacțiune cu videoclipul mă ajută și ajută videoclipul să fie găsit. Mulțumesc acestor oameni de pe ecran pentru că sunt membri și până data viitoare aveți grijă pentru că nu știți ce se află în întuneric.